și începe dumnezeiasca liturghie, care ține și ea vreo oră jumate în mod mai rapid și poate două ore într-un mod mai lent, dacă e un începător, e un evlavios, e un mai liniștit, nu se grăbește. Și după ce ai făcut toate astea, se face ora 11, poate. La ora 11 te duci și iei masa, te mai învârți de două ori prin chilie, îți schimbi hainele de biserică și ieși la muncă până la ora vecernie. Mănăstirea are și o curățenie, are și o grădină, are și o gospodărie, are și o bucătărie, are și o trapeză, are și o ogradă, ai și credincioși, ai și vizitatori, ai și cumpărători, ai și oameni la spovedit, și oameni la împărtășit, și oameni la citit, și oameni cu o problemă. Mai vine, mai este o problemă administrativă pe care starețul trebuie să o rezolve, cu o construcție, cu un gard, cu o reparație, cu o alimentare, cu facturi, și acolo este o ordine totală. Deci nu-i harababură, este o instituție fiscalizată a statului, unde orice ban să tai într-o chitanță de venit,